Mai mulți primari gorjeni au primit copii ale unor plângeri penale adresate procurorilor anticorupție prin care sunt acuzați de încercarea de fraudare a alegerilor. Reclamantul, o fundație non-profit, invocă informații conform cărora s-ar transmite liste de vot suplimentare gata completate și s-ar exercita presiuni și amenințări asupra membrilor comisiei. În plângerile tip se cer măsuri pentru preîntâmpinarea fraudelor la vot. Liderii PSD au sărit ca arși, acuzând intimidarea primarilor, deși nu au știut să explice în ce mod pot intimida măsurile de prevenire a fraudelor pe edili, care trebuie să vegheze exact la corectitudinea alegerilor. Îi rog personal, atât pe primar cât și pe cetățenii județului Gorj, să nu dea curs unei astfel de amenințări, pentru că este o adevărată amenințare, și să meargă să-și exercite dreptul la vot, așa cum scrie în Constituția României. Dar care este amenințarea? De asta, dacă n-am nicio legătură cu procedurile la care face scrisoarea asta vorbire. Haideți să spunem de exemplu, pentru că nu au experiența organizării alegerilor. Culmea este că scrisorile cu pricina ar fi fost întocmite înainte de organizarea primului tur al alegerilor prezidențiale. Socialdemocrații nu au știut însă să explice când și cum au ajuns la primarii lor sau dacă adresele au fost înaintate tuturor primăriilor din Gorj. În toată povestea cusută cu ața albă, Ciprian Florescu s-a încurcat în date. Înainte de organizarea primului tur de scrutin. De altfel și aici este menționat. Numai puțin. Acum am aflat de ele, da. Acest document este datat 20 octombrie 2014. Deci el atunci a fost redactat. Atunci a fost... Pe 9, ce am văzut o ștampilă pe unul din plicuri, 9 noiembrie. Deci după primul tur de scrutin. Fundația care se presupune că a redactat hârtia respectivă nu există practic, acest lucru fiind confirmat și de reprezentanții PSD, iritați de aspectele legislative ce trebuie respectate în ziua scrutinului.